Azi e ziua mamei mele, ce bucurie să-i fac. Știu că nu-i treabă nimica, numai pragul să-i legac. Azi e ziua mamei mele, ce bucurie să-i fac. Știu că nu-i treabă nimica, numai pragul să-i legac. Mamă-i mamă cât-i lumea, mamă-i viață numai una. S-o iubești cât mai trăiește, asta-i tot ce își dorește. Mamă-i mamă cât-i lumea, mamă-i viață numai una. S-o iubești cât mai trăiește, asta-i tot ce își dorește. De obicei mergem la cele mai frumoase, gingașe și minunate femei pentru a le felicita cu ziua de naștere. Așa cum și dumneavoastră faceți parte din această categorie de femei iubite, apreciate, venim și la dumneavoastră cu cele mai calde și sincere urări de bine din toată inima. Și noi avem câteva cadouri pentru dumneavoastră, dar înainte de vi le da, doamna Tatiana, voiam să vă întrebăm, știți oare cine ne-a rugat să vă facem ziua și mai frumoasă? Și din partea cui vin aceste daruri? Mă gândesc că... Am copii pșcotare. Cred că e de la scumpa Lenuță și la nepoței. Și la nepoței am și în Germania, și în Spania, și... Cred că-i la dâșile, zic mult sănătate, să aibă și ei bucurie. Câți copii are mama? Am două fete și un băiet. Trei copii. Trei copii, da. Trei bucurii are mama. Această surpriză vine de la toate bucuriile dumneavoastră, de la toți cei trei copii care vă iubesc, vă apreciază și vă doresc tot binele din lume. Și pentru ai dumneavoastră 60 de anișori dulci și frumoși, aveți aici o surpriză dulce. Și acolo scrie, la mulți ani, scumpă mamă și bunică. La mulți ani, doamna Tatiana, dulcea și frumoasa noastră. Și pentru mama asta frumoasă, ei au transmis o floare, să înflorească, să vă aducă bucurie, să vă aducă numai emoții frumoase, pentru că mama este cea care niciodată nu cere nimic, dar merită totul. Și ei au scris aici câteva rânduri pentru dumneavoastră și noi vrem să vi le citim. Da? Le ascultăm? Da. Vine așa să asculți. Cine e aici lângă noi? Soțul. Și uite ce scriu oamenii ăștia frumoși pentru scumpa și draga lor mamă. Primul chip văzut, primul cuvânt rostit, prima care ne sare în ajutor este mama. Este cea mai perfectă, cea mai iubită, cea mai înțelegătoare ființă de pe pământ. Când avem un eveniment important în viață, urările de la mulți ani de la mamă, pentru fiu, pentru fiici, pentru nepoței, sunt cele mai așteptate. Cum să o lăsăm atunci pe ea în această zi importantă din viața ei, fără daruri sau fără felicitări? În această zi minunată pentru tine, mamă, îți urăm din suflet numai zile pline de bucurii, zâmbete și armonie în fiecare minut. Îți mulțumim pentru tot ceea ce faci pentru noi, pentru faptul că ne ești mereu alături când ne este greu. Ne dai sfaturi atunci când avem nevoie. Îți dorim o viață lungă și fie ca această zi să fie începutul la tot ceea ce îți dorești în viață, la tot ce este mai bun să-ți fie de acum înainte, să ai o zi plină de momente frumoase. Chiar dacă nu suntem prezenți lângă tine, să știi, cu sufletul și cu inima mereu ne gândim la tine. Nepoții se alătură la toate cele spuse. Te iubesc nespus de mult și sperăm să ne vedem cât mai curând, să stăm cu toții la o masă, să râdem, să glumim, să mai povestim aventurile vieții noastre. Te îmbrățișăm și te însărutăm dulce cu toții. La mulți ani, iubită mamă, cu drag, această surpriză vine din partea copiilor și a nepoților. Mulțumesc, le mulțumesc mult. Le doresc și lor să aibă în viitor și mai departe o mamă, o tată și să aibă la cine apela. Și noi să avem bucurii de dânșii, tot așa mai și sănătoși
să mai așteptăm așa surpriză de la copii. Că surpriza pentru dânșii am fost noi până i-am crescut mari. Acum noi pentru dânșii suntem. Și mulți ani și sănătate și bucurii să aibă și ei. Mulțumesc frumos din suflet, draga mea! Noi îți dorim multă, multă sănătate, bucurii, să fii veșnic veselă, zâmbet să nu-ți spară niciodată de față. Noi, nepoței, te iubim mult, sperăm să ai o viață lungă, să ne vedem cât mai devreme. Vă iubesc mult! Mulțumesc! Mulțumesc frumos, scumpii mei! Dumnezeu să vă întoarcă în zecit, să fiți fericiți! Și la orice zi de sărbătoare mare să ne amintim unii de alții! Mult noroc să aveți și multă speranță în viața voastră mai departe să fie! Vă iubesc mult! Cu atâta, fim alături, măcar prin internetul ăsta, dacă sunt, cu atâta suntem alături. Măcar prin internet azi. Da, da. Uite așa. Dar mulțumesc din suflet la toți pentru colaborarea și... Cu mare drag. Bătaie de cap care v-am dat-o toate zilele astea. Nu-i nicio bătaie de cap. Uite ce femeie frumoasă am găsit aici. Plină de viață, zâmbăreață. Care să ne încălzim și noi la căldura inimii ei și să ne împlim bateriile de energie și de emoții pozitive. Felicitări și să știți că sunteți așteptați mereu. Sfie Dumnezeu! Vă mulțumesc! Scumpii și dragii mei, ficulițe și fecioraș, nepoțeli și nepoței, astăzi este o zi însemnată pentru bunica și mama voastră. Am gătit foarte gustoasă mâncare, gălușile care le iubeați la mama, răștura pe care nu lipsea niciodată de pe masă. Astăzi, toată mâncarea care am gătit-o, vă poftesc la masă cu noi. Vă poftesc și vă zic poftă bună și nouă și vouă. Și vă doresc mulți ani și vouă înainte și să aveți grijă de noi și noi de voi. Mama vă așteaptă cu drag la casa părintească, să ne așezăm cu toți la masă, să urăm un pahar de vin pentru sănătatea noastră, pentru sănătatea voastră, să mâncăm din bucatele gătite de mama, cât mama poate și cât este și cât ați vă aștepte. Veniți copii la mama. Ne spuneți, doamna Tatiana, cum au trecut 60 de ani? Repede sau greu? 60 de ani au trecut, să vă spun așa, ca într-un vis. Eu nici nu-mi vine a crede că am vârsta asta de 60 astăzi. Dar, mă rog, când am avut greutăți, când am avut, așa, permanent. La lucru, acasă, pe deal, cu copiii, când erau copii acasă, era mai vesel, mai astea. Amul, dacă ni s-au dus, deamul le dorește și ei să fie părinți la copiii lor. Tot așa harnici, ca cum am fost noi. Tata și cu mama. Și ei cred că tot așa or să aștepte surprize la copiii lor, ca cum așteptăm noi. Și le doresc mulți ani fericiți. Să ne aibă și ne păzească în gândurile și în sufletele lor. Pentru ei muncesc în viață, să ne fac viața frumoasă, să ne fac viața frumoasă, șa-ti-di-di-di-di-da-ia-ia. Pentru ei ne viața mea și băiatul în puterea, pentru ei, Doamne, vă-nzbar, muncesc pentru ei cu drag. Pentru viața mea și băiatul în puterea, pentru ei, Doamne, mă-i zbarat, nu ce-s pentru ei cu tata.